Puneți, cu ce situație v-ați confruntat astăzi în urma ploilor torențiale? E o situație care se repetă de câte ori plouă torențial la o cantitate de peste 25 de litri pe metru pătrat. În momentul ăla avem problema cu apele care vin nisipul industrial în canalizarea de pe Constantin Bursan și care nu face față. Ba mai mult, canalizarea de pe Constantin Bursan este colmatată în proporție foarte mare. Am înțeles de la Societatea Comercială a Paprot că urmează să fie schimbată pe fondurile ISPA, da? Asta înseamnă 2 ani de zile, iar noi nu putem să așteptăm 2 ani de zile. Deci trebuie să găsim împreună cu cei de la Apaprod o soluție ca să schimbăm canalizarea de pe Constantin Brusan și totodată să-i cerem proiectantului care a proiectat situl industrial să regândească colectarea apelor pluviale din sit. Pentru că dacă toate vin în Constantin Bursan, nu o să facă față niciodată. Și astăzi cum s-a intervenit? Am intervenit cu un utilaj și cu un caterpillar de la Proser, cu o basculantă de la dâns și echipă de oameni au trimis, am curățat parcarea de la intrarea din castel, dar acest lucru se repetă și este un disconfort general. Vin turiști din toată țara, deci este prioritatea numărul 1 în momentul de față pe tot ce înseamnă infrastructura din municipiul Hunedoara.